Salut! Ne dorim recolte bogate de fructe. Vrem ca pomii pe care i-am plantat în grădină să se dezvolte armonios și să producă cât mai repede fructe. Dar oare cunoaștem cerințele specifice fiecărei specii de pomi plantați? Haideți să descoperim împreună care sunt condițiile și cerințele minime pentru o bună dezvoltare a acestor pomi. Mărul crește și fructifică bine în zonele cu temperatură medie anuală cuprinsă între 8 și 11 grade. Temperaturile optime ale speciei se situează între 14 și 27 de grade, iar cele absolut minime sunt de 8 grade, maximele fiind de 33 de grade. În afara acestui interval de temperatură, creșterea încetează. Necesarul de ore de frig, cu temperaturi situate între 0 și 7 grade din sezonul de repaus, oscilează în funcție de soi între 400 și 1200 de ore. În faza de boboc, florile rezistă la temperaturi de până la minus 5 grade, când sunt deschise, și degeră la minus 1,6 până la minus 2 grade iar fructele abia formate suportă scăderea temperaturii numai până la minus 1,1 grade. Cerințele mărului față de precipitații sunt relativ mari, necesitând 700 până la 900 de, de, precipitații anuale ale pentru soiurile de iarnă și minimul 550 de mm pentru cele de toamnă și vară. Mărul nu suportă excesul de umiditate, dar nici seceta, atât în sol cât și în atmosferă. Față de lumină, cerințele sunt mai mici, comparativ cu alte specii. În funcție de port altoi, mărul crește bine pe diferite soiuri de sol, însă recolte mari și susținute se obțin când este plantat pe soluri fertile, profunde Bine structurate. Mărul necesită o reacție moderată a solului, spre slab acidă, cu un pH de 5 până la 7. Pânza freatică trebuie să fie sub 2,5 metri adâncime și, în nicio situație, pentru portaltoii vegetativi, în perioadele ploioase să nu se ridice la peste 1,2-1,5 metri față de suprafața. Solului. Acestea sunt condițiile minime de care mărul are nevoie pentru o dezvoltare armonioasă. Dacă v-a plăcut acest material informativ, urmăriți în continuare și următoarele episoade. Până data viitoare, vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi!